În producerea hranei, lipsa ploilor și împuținarea apei în acvifere îi va conduce pe fermier să se gândească foarte bine pentru ce culturi să opteze. De aceea, companii mari din agribusinessul mondial investesc milioane de euro zilnic pentru cercetare și pentru descoperirea unei genetici competitive. Iată acum hibrizi de porumb care au rezistat în condițiile secetei de anul acesta în culturi irigate, dar și neirigate. Apa, bineînțeles, a făcut diferența în ceea ce privește randamentul. Numărul 1 este hibridul care are aceeași mamă cu campionul mondial, 1197 AMX. Este hibridul care în Statele Unite are 3 recorduri mondiale în picioare la producția de porumb. A fost primul hibrid care a depășit 30 de tone 3 ani consecutiv, iar cea mai bună producție a fost obținută acum 2 ani, 38,7 tone la Stas în Statele Unite. Practic, ca și potențial, 0937 este un hibrid foarte, foarte greu de bătut. Este un hibrid care ne ajută în contextul acesta al scumpirii energiei. Este hibridul care nu prea ai nevoie să-l usuci, indiferent cât de bun ar fi anul și cât de precipitații. Este un hibrid care pierde foarte, foarte bine apa la maturitate. Ce are deosebit hibridul acesta pe care astăzi l-am recoltat? Da, o întrebare foarte bună. E... De obicei, ce are în plus genetica Pioneer, aș spune, și o caracteristică foarte simplă este partea de sistem radicular, adică capacitatea de explorare a unui volum foarte mare de sol. Luați în calcul că o plantă de cultură cu un hibrid de ultimă generație explorează peste 6 metri cub de sol. Adică sistem radicular, tulpină excepțională, toleranță la secetă și arșiță. Toleranța la secetă și arșiță este dată la, sigur, la gama Optimum Aquamax, de acest sistem de închidere și deschidere a stomatelor foarte, foarte bine pus la punct. Partea de polenizare, viabilitatea polenului la temperaturi ridicate, de asemenea, este un indicator foarte important în alegerea hibridului, iar, într-un cuvânt, nu se pot califica hibrizi de porumb în această gamă de performanță, cum este Aquamax, decât numai atunci când îndeplinesc condițiile de productivitate în condiții de apă mai puțină. Adică utilizarea apei este, după cum știți, extrem de importantă. Utilizarea ei în agricultură într-un sistem de irigare prin picurare este următorul nivel. Exact, și un sistem optimizat de folosirea apei. Sigur că da, e un sistem optimizat, consumuri mult mai eficiente. Este un sistem care există de foarte mulți ani în zonele din sudul Europei, în Spania, în Turcia, în care producțiile obținute în culturile de porumb sunt, cum ați văzut astăzi, adică undeva în 20 de tone de boabe pe hectar. Hibridul pe care l-am recoltat împreună cu fermierii astăzi este P0937. Este un hibrid 500 plus FAO. Este un hibrid care domină piața în condiții de picurare. Este hibridul care se cultivă în toate țările din sudul Europei în condiții de irigat. Vă rog să rețineți, e un hibrid cu potențial foarte mare. La ferma Trei Brazi din inima Moldovei, recoltarea la porumb este pe ultima sută de metri. În lipsa irigațiilor și a ploilor, de asemenea, totuși producțiile au fost satisfăcătoare. Secretul? Observați că sculețe sunt normal, chiar în condițiile când nu au fost irigat. Lotul ăsta, pentru că noi în fiecare an facem cu mai mulți distribuitori, facem loturi de câte 50-100 de hectare, unde testăm în jur de 50 de ibrizi în fiecare an. Și ibrizii care sunt performanți în anul următor
îi semănăm pe un ibrid care e performant pe 100 de hectare și dacă și în anul următor 100 de hectare dă promite, în următorii ani extindem pe suprafețe mai mari. Ziceți că aici nu ați irigat și totuși vorbim de Moldova care a suferit profund de secetă. Cum, cred că în continuare am riscat, secetă, nu? Am riscat și am semănat pe 5 aprilie, ceea ce pentru zona noastră... Și a fost important momentul da, însămânțării. Am prins perioada de umiditate și porumbul a prins în dezvoltarea lui o perioadă cu mai puțină secetă cu arșița din lângă iulie și pe asta dezvoltarea este mult mai bună. Și ați mai făcut ceva? Ați aplicat uree? Ați pus în... Eu am o tehnologie care e proprie. O folosim de 10 ani la cele 1500 de hectare pe care le avem noi. În primul an, în primăvară, administrăm 250 de kilograme de uree, încorporăm cu combinatorul și la semănat mai dăm 200 de kilograme de complexe 1846. Cu tehnologia asta, an de an, am obținut producții foarte bune. Anul 2022 a fost însă un an dificil, iar ferma de la Neamț s-a hotărât să investească în sisteme de irigații. Veți iriga la anul, am înțeles, nu? Reușiți? I-am spus colegului și patronului nostru, dacă nu o să extindem irigațiile și nu o să facem irigații în următorii ani, încălzirea globală nu mai este o glumă. Pot să vă spun că rămânem în continuare fanii hibridului 989, 9610, 9757. Sunt cei trei hibrizi pe care noi îi cultivăm pe suprafețele cele mai mari. De exemplu, 9757 este chiar aici în spate și o să mergem un pic la el și vedem cu tehnologia aceasta Aqua Max, ia să vedem un ștulete. Da, este un ștulete polenizat până în vârf, care este un ștulete mediu, pot să spun, pentru ceea ce poate oferi acest hibrid. Arată foarte bine. Puneai tu, Ionuț, și de 9889 este un hibrid pe care noi l-am cultivat pentru prima dată acum 3 ani de zile și am văzut o capacitate extraordinară de producție în neirigat. Am avut atunci chiar o diferență extraordinar de mare într-un areal, să spun, de 2 km între cultura premergătoare de sfeclă de zahăr și porumb după porumb. Diferența a fost undeva la de 5 tone la hectar și am reușit într-un an secetos să ne surprindă cu o producție de 13.200 de kilograme. Este hibridul nostru, pot să spun, și al meu favorit. Este urmașul lui 9903, un hibrid vechi pe care noi îl preferam aici în fermă. Urmărim cumva să venim cu produse adaptate noilor provocări, pentru că aceste schimbări climatice ne pun provocări tot mai mari și atunci trebuie să venim cu produse... Unele substanțe se retrag și atunci vin soluțiile acestea biologice. Exact, practic. Exact. Dacă ar fi să vorbim de cultura porumbului, am lansat deja Kinsidro Nutri, fertilizant EC, care conține acest fulvici, fumici, micro și macroelemente și în doza de 150 de grame la hectar, practic vine să suplinească fertilizarea, dar la nivel foliar. Mai departe, un produs foarte inovator și care se pliază foarte bine momentului actual, care costurile cu tehnologia, costurile cu nutrienții sunt tot mai mari, este UtriShaien. UtriShaien este un produs biologic pe bază de bacterii, Metylobacter Symbioticum, care vine practic să fixeze azot din atmosferă la nivel de plantă. Această bacterie colonizează frunza plantei și creează o relație simbiotică. Știm cu toții că în atmosferă avem 78% azot. Utrișa va fi cheia care va accesa acest azot și îl va pune la dispoziție plantelor.
Biostimulatorul acesta poate fi folosit în cultura porumbului, dar și la grâu, rapiță și floarea soarelui, iar sub denumirea de Blue N se aplică la vița de vie și diverse legume.